Salutări, prieteni! Astăzi avem o reparație delicată. Aparatura mea cu care filmez, un Panasonic Lumix, se pare că are nevoie de îngrijiri urgente. Bun, pe lângă că pe lentila asta, chiar prima, sunt anumite puncte de metal topit, adică cum lucrez cu flexul și cu aparatul de sudura, afectează puțin dacă te uiți atent. Dar nu ar fi fost cea mai mare problemă. Îl mai curăț. Și în viitor trebuie. Știam că în viitor trebuie înlocuit fie aparatul, fie obiectivul. Dar, după cum se poate vedea și în ultimul videoclip, adică nu știu dacă ăsta îl postez, care va fi cronologia, dar în videoclipul cu Muntele Băișorii, prima parte am filmat-o cu telefonul și a doua parte am început să filmez cu aparatul foto și numai când am ajuns acasă și m-am apucat să editez, am văzut că avea o pată. Ce pată pe tot, toată film, adică pe o parte din filmare, partea stângă. Și am crezut că îi ploaie, e un strop de ploaie sau ceva mizerie, dar m-am apucat și am desfăcut tot ansamblu aici la birou. Și era praf peste tot și înăuntru și la oglinzile astea sau lentilele astea, sunt mai multe lentile care trebuie scurățate. Însă cea mai mare problemă am întâlnit-o chiar aici, la camera asta, la, nu știu cum se numește, nu mă pricep. Probabil nu ar fi trebuit să desfac aparatul. Nu știu dacă mai pot ansambla vreodată. Aici era ceva scamă sau nu știu ce exact. Și acum am șters-o. Nu știu dacă mai reușesc vreodată să-l pui înapoi. Asta e prima la mână și al doilea subiect e ce aparat ar fi potrivit pentru ceea ce fac eu, de exemplu. Sau dacă vă uitați băieți, Mugur sau Bobby Bob, voi ce aparatură folosiți? Eu sudez, folosesc mult flexul în diverse proiecte și sunt curios cam cu ce filmați și cum vă protejați echipamentul. Asta nu era ceva profesional. Am cumpărat de vreo 5 ani de zile, 4-5 ani de zile. Nu a fost poate undeva la 1500 de lei sau ceva de genul nou.
1300, in fine. Era cel mai bun din gama lui, oarecum, după câte am înțeles-o, cum zicea vânzătorul. Dar nu era cu obiectivul să-l schimb și, în fine, cum să stea cu DSLR și așa mai departe. Deocamdată nu pot să zic că mă descurc cu banii de pe YouTube ca să îmi pot permite să cumpăr un aparat profesional. Pentru că banii sunt practic inexistenți. Poate am acumulat 3 dolari de pe YouTube, maxim. Și nu prea aș vrea să intru cu gaură în buget pentru un aparat profesional. Și nu știu ce să fac. Încerc să repar pe ăsta și cât mă mai ține, nu știu, sau dacă le mai pot pune, dacă le mai pot ansambla piesele și dacă nu pierd ceva, cum deja cred că am pierdut un arc. Da. Asta o să fie interesant. Foarte interesant chiar. Bun. Deci, în teorie, am rămas fără echipament. Filmez cu telefonul. Ca la început. Vă urez un weekend plăcut în continuare. Sfârșit de weekend. Ce drept. E duminică seara și eu filmez. Și am încercat să-mi repar să-mi repar aparatul fără prea mult succes. Numai bine. Nu uitați, dați un thumbs up. Și cele bune. Numai bine.